Κάμπο και οι δύο είχαν θέσει εντελέσει πολύ. Την είχαν εντελέσει και σταμπιλίνα με μετόν ορουμπανίστηκε, πέντου ζώνα υπεραχώς των κεντρών εκτέρνη που φουνξιάζει το σκοπερίδιο κομμουνάλα, σχημάρια φουνξιούν είναι ζώνα de locuințe, zona rezidențială, și servicii complementare conexe la parterul blocului. Investițiile investitorul, prin proiectant, a făcut o serie de propuneri care au fost în prima etapă în vederea stabilirii oportunității investiției, cu discuții, notificări către dumneavoastră, care v-ați prezentat punctele de vedere. În etapa de elaborare acum este dezbaterea finală pentru modificarea sau completarea sau, nu știu, să găsim punctele comune între cele două părți pentru realizarea acestei investiții. În aceste condiții aș da cuvântul întâi domnului proiectant, arhitect Andrei Botaru, să ne prezinte propunerile lor și apoi să se pune întrebare în public și Nicolo de centrală de mică numărul 4, stat între blocurile de 4 și de 6, e poziționată pe strada Cozalvodă. E o construcție parter, în prezent dezafectată. Parțial această centrală, care dacă prinde și un punct de transformare și un spațiu pentru hidrofor, parțial această centrală se dorește a fi transformată. Parterul și etajul 1 se doresc spații comerciale și birouri. Până la pe plus 6 apartamente locuințe. În planșa aceasta e prezentată situația existentă. Aceasta e centrala termică proprietate. Aici ar fi punct de transformare și camera pentru hidrofor. Prin propunerile venite din în baza temei de proiectare. Aceasta este zona ce urmează a fi modificată. În funcție de studiile efectuate până acum, respectiv studiul de însorire, studiul de impact, s-a impus ca amprenta acestei clădiri să fie pe această zonă P plus 6, un regim maxim de înălțime, pe această zonă P plus 1 și în această zonă doar parter. Funcțiile sunt deci partea din dreapta, discutăm de construcție, mai pe partea albastră, da? Blu? Da. Aici rămâne partea și grafui, tot albastru. Grafui, tot albastru. Nu, nu, nu. Ba da? Aici e punctul de transformare și aici este da, ultraform. Da, e tot coșat cu albastru. Eu vă spune. Da, aveți dreptate. Deci ne uităm pe ce avem acum place. Nici eu vă știu de ce de prima dată, deci nu. Da. Dar vreau să subliniem punctele astea ca să înțelegem foarte bine ce, ce este vorba. Ca funcțiune, cum am spus, parterul și etajul ar trebui să fie spații comerciale și birouri. Comerciale, ce destinații? Nu, asta vreau să spun, în niciun caz alimentație publică. Nu, 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 nu. E adevărat că în certificatul ANS este făcut și alimentație publică, dar de cum a se va schimba. De cum a făcut. Deci magazine alimentare, nu? Alimentații și industriale. Industriale, deci expus alimentație publică, bar și alte. Domnul proiectant, dumneavoastră ați băgat clădirea asta acolo, fără să țineți de ceva. Punct de ceva, trebuie să, cum o băgați acolo, că n-aveți, trebuie să aveți un metru de la distanță de întâlnit clădire, din clădirea aia și ceilalte. Aveți, dar pentru ce o băgați acolo? Pentru ce o băgați acolo, dacă răspunde la întrebarea asta? Este un... Pentru ce? Cu comparat un om care are diferite avantaje și îi bagă nu această clădire acolo. Pentru ce? Aceasta e tema de proiectare. Păi, domnule, dumneata, ai făcut proiectare, dar nu te-ai gândit că noi stăm acolo? Proiectarea în baza cererilor unui beneficiar. Bine, beneficiarul a cumpărat acolo, nu? Și poți să facă altceva, domnule, nu numai numai un cadric cu 6 nivele, că nu... Asta este și ideea... Păi, dar nu are, domnule, distanțele, nu are distanțele de la blocuri, domnule.
asta este și ideea în care ne-am întâlnit, să acordăm cerințele beneficiarului sau dorințele lui cu condițiile legale, ce vor locuitorii din zonă. Păi beneficiarul care l-a cumpărat acolo trebuie să întrebi cu noi. Băi, uite, băi, ce vreau să fac eu acolo? Eu vreau să fac o hătiță aici, îmi dați voi să fac o hătiță? Păi... Dar ce lățim dimensiuni la centrală sau faceți mai lat și mai lung? Asta spuneam. Cât mai domnul? Ca și gabarit maximal este exact pe suprafața centrală. Deci și terenul și asfalt nu ne mai este nici în acea dreaptă, nici așa. Doar pe vertical este vorba de extindere. În plus, pe această zonă este propus pe plus 6. Aici rămâne la parter și aici... Pe plus 6 ce am pentru la solar? Ca suprafață, toată suprafața este 109. Este 109. Toată suprafața centrală termică are 256. Amprenta pe care o să fie pe plus 6 este de 180 de metri pătrați. Din punct de vedere tehnic, cum se va realiza structura acestei clădiri, cum afectează ea clădirea sau nu afectează clădirea din împrejur, se va, urmează în etapa ulterioară, dacă cursul acesta va fi aprobat, se treacă la expertiză tehnică, proiect și alte... Și expertiză, expertiză tehnică. Absolut, absolut. Și vreau așa ca așa divers, nu fac o divagație, vă rog să mă rog. Eu am făcut cu un sondaj pe structura de beton și deja marca betonului din 63-64 a ajuns la, cam la 60% acum. Pentru aprobarea acestei documentații au fost demarate avize la mediu, Direcția de Sănătate Publică, cele pentru utilități, Comisia de Circulație. Unele au fost obținute, altele au fost sunt în curs sau sunt blocate de acordul vecinilor și acordurile asociațiilor de la cele două blocuri. A fost întocmit studiul de însorire, a fost întocmit un studiu de impact. Asupra stării de sănătate a populației la Iași. Dacă îmi permiteți, bine, Marius, mă numesc în consilier local. Întrebare pentru dumneavoastră, domnul proiectant. Având în vedere, se dorește construcția, realizarea acestei construcții cu P+6. Văd în sală reprezentanți de la DST, de la Agenția Protecției Mediului. Bănuiesc că vor trebui obținute și la aceste instituții avizite, da? Aș dori să cer părerea celor de la DST, de la mediu, dumneavoastră pe ce... Domnul consilier, vreau rugăminte. Haideți să lăsăm proiectantul să-și expună punctul de vedere. Da, eu am întrebat dacă sunt avizi obținute. Automat, eu vă spun din cadrul primăriei, eu vă informez pe toată lumea și vreau să înțeleagă foarte bine. Nu se construiește nimic în orașul ăsta fără avizele necesare luate de la toate instituțiile statului, care sunt abilitate să își dea avizele. Corect. Eu aș vrea doar să precizez că nu mi-aș dori să ajungem în situația acelui bloc vestit de pe la școala 10, în care să fie cu P+4, să fie P+10 sau P+7. De asta am punctat și aș vrea să știu dacă sunt obținute avizele sau dacă instituțiile abilitate o să libereze. Atât. Sunt depuse documentații și la mediu și la DSP. Urmează ca să obținem acordul de la vecina de agenți, acordul trecut în certificat de urbanism, asociația de proprietari și vecina de agenți, ca să putem debloca și avize de la DSP, respectiv mediu. Dar mai bine, după ce o să încheiați dumneavoastră prezentarea, o să expunem și noi da, exact da. Situația. Nu. Vestim de sorire, ce efect are asupra, influența asupra noastră? Studiul în sorire a fost efectuat și din concluziile lui s-a ajuns la forma și dimensiunile pe verticală ale clădirii. În prima fază clădirea se propusese a fi mai mare, dar pentru a afecta cât mai puțin blocul de 6, blocul de 4, clădirea a mai fost micșoară. Am și o întrebare. Știam sau ce consilierul ca să... Vis-a-vis de P+6, următorul bloc, la ce distanță este? În partea cu P+6.
La 5 metri. Și blocul este de 4 etaje? Nu, e de 10 nivele. Și știu cum mai este un loc acolo de 2 nivele? Nu, în spate, da. În spate este unul cu 3 nivele. Da. Și sunt la 5 metri pe cu 6 de față de blocul de 8 etaje? Da. 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 8 metri în greșit. Noi la faza, prima fază care s-a făcut de dezbatere publică a oportunității acestui curs, noi am depus la primărie mai multe contestații. Și în baza acestor contestații, concluzia a fost că ele sunt rezolvabile. Și că plusul este oportun, că această investiție este oportună. Eu vreau să vă întreb care este oportunitatea pentru locatarii din zonă acestui curs. În condițiile în care în anii 60 s-a făcut o sistematizare a orașului, care după anii 90, bineînțeles că a suportat niște modificări din motive, să zicem așa, corecte, problema este acest plus, în acest moment, se corelează cu pusul de Mihai Eminescu pentru că o să apară o asimetrie monstruoasă, pot să spun. Adică într-un loc o să apară un P plus 6, într-un loc un P plus 8, într-un loc un P plus 3 și o să fim într-un oraș așa care ne mântește, pentru că tare schimbă aspectul. Orașul nostru are un anumit farmec al lui, creat și din natură, și de arhitectură, cât nu s-o putea face, nu? Cu mijloacele care au fost și cu posibilitățile de generației care acum este în sală. Și a doua observație, de ce această dezbatere nu s-a făcut pe amplasament? Noi avem vecini cu vârste înaintate, care nu se pot deplasa cu doare, care nu au coborât toate zile, să zic, abia dacă coboară în fața blocului ajutat de vecini, se stau în picioare. Astea sunt întrebările. Deci, în prima fază s-au făcut notificări privind intenția de a se construi acolo. Și intenția la intenție nu se anunță populația și în etapa a doua, pe parcurs și elaborări, atunci se notificare la notificat din nou toți proprietarii afectați, sunt întâlnit aceste probleme care le-a ridicat și în prima etapă. Din punct de vedere al oportunității, s-au considerat, s-au pus niște condiții în oportunitate cu respectarea tuturor reglementărilor urbanistice din zonă, privind regim de înălțime, privind coeficienți urbanistici, privind, știu, locuri de partaje și tot, dar și prin proiectul care se va urma să se facă, să respectă acele condiții urbanistice impuse de noi, în asta am duce aici oportunitate. Și este corect să limităm doar la această zonă cu acest pus. Pentru că avem pusuri anterioare care analizează întreaga, să zic așa, care de la Cogălnicianu până la Ceahlău. Și este o anumită gândire, cu anumite extinse, cu spații de așa și mai departe. Și noi acum începem așa insulat să le facem cum ne întâlnești, într-o parte așa, într-o parte așa. Nu trebuie corect, nici legal, deci, avem reglementări în zonă stabilite prin CUP. Deci, acum este zona UTR1 prin CUP, aveți reglementat, se pot construi până la pe plus 10 nivele. Deci, construcție la prin CUP. Dacă îndefinesc celelalte condiții urbanistice, de influență față de... Dar domnul proiectant nu găsa soluții să așeze acolo, decât blocul cu 6 nivele? Legat de înălțime, trebuie să precizez un lucru. Nu ne-am blocat pe acest regim de înălțime. Suntem dispuși și beneficiarii de spus să mai construiască de crescut în mod sigur, nu? De scăzut înălțimea. Dacă mă permiteți de la doctorul Redinaru de la DSP, sunt delegată în locul colegii mele care e specialist pe mediu, dar o să vă prezint exact răspunsurile pe care le-am dat unui beneficiarului. Primul răspuns a fost anul trecut, în martie, în care i s-a precizat că ar trebui să completeze documentația depusă la Direcția de Sănătate Publică Neamț cu acordul notarial al vecinilor și cu un studiu de impact asupra stării de sănătate din zonă. S-a realizat acest studiu de impact de către Institutul de Sănătate Publică Iași prin reprezentanții ei. În urma analizării acestui studiu, domnul Iroga a primit răspuns din partea noastră anul acesta.
Și am precizat și am precizat de mai multe ori următoarele aspecte. Studiul a fost făcut de doctorul Chirilă Ioan și de doamna dr. Oana Iacob de la ISP Iași. Noi am remarcat următoarele aspecte în acest studiu. S-au determinat un total de 13 efecte cu un impact negativ, dintre care 9 în perioada fazei de construcție și 4 post-construcție, pe termen lung. Efectele cu impact pozitiv, ambigu formulate, au fost identificate în număr de 4, dintre acestea, 2 fiind evaluate ca certe. I-am explicat dumneavoastră, era o anumită pagină acolo, dar ce să vă precizez că studiul de însorire în tocmit nu precizează umbrirea dată de construcția propusă asupra blocului 7, este un bloc cu 2 nivele, cu 3 nivele, 2 etaje, da. De asemenea, nu sunt precizate în studiu aspecte privitoare la calitatea aerului, care poate fi influențată de prezența amplasamentului, doar în anumite momente, la o circulație intensă și la un calm atmosferic, iar clar că va fi afectată. De asemenea, noi am precizat în final că acest obiectiv va putea fi construit după derularea procedurii privind implicarea și consultarea publicului stipulată ca cerință și în certificatul de urbanism, cu obligația de a obține acordul notarial al vecinilor direcți și a asociațiilor de locatari din zona cu privire la proiectul propus. Și am recomandat în final, din analiza acestor factori, s-a considerat oportună o alternativă, alternativa 3, care a fost precizată de altfel și de către specialiștii de la ISP Iași, la pagina 20 din studiu, și anume, construirea obiectivului de investiție în regim P+1 sau P+M ar răspunde parțial obiecțiilor locatarilor din blocurile din vecinătate și ar avea totodată un impact pozitiv din punct de vedere socioeconomic și administrativ în zonă, cu obligația de a obține acordul notarial al vecinilor și direct și asociațiilor de locatari din zonă. Țin să vă mai precizez că în oraș mai există centrale termice care au fost dezafectate și în prezent s-a construit acolo. Un exemplu ar fi mai aproape de Ireie, nu? Lângă aproape de Biserica Catolică, este P+ mansardar, este o centrală, un spațiu frumos amenajat, în care funcționează birouri și unități de coafură și ce mai au ei acolo, și de alimentație. Deci P+M sau P+1, asta este și răspunsul nostru și al Institutului, care consideră că una dintre alternative cea mai bună aceasta. Și există acordul vecinilor din zonă? Nu, există un singur acord al unui vecin, dar din constatările ulterioare s-a remarcat că acea persoană este doar în chirie, are un spațiu la parter, birou sau nu știu exact ce, deci nu este proprietar persoana care a dat acordul. Da, pot să spun și eu. Numesc Alexia Costache, locuiesc în blocul de 6, bloc chiar din lipirii centrală, la etajul 2. Și mă bucur că avem aici doi domni proiectanți, domni arhitecți, care sunt, așa mi-aș permite să spun, colegi de breaslă cu mine. Eu sunt unul din cei care au construit centrul. Eram tineri în Fulia, fetele Costele și acum sunt în Moș Costele. Acest bloc și toate blocurile, liceurile și deurile s-au făcut cu o tehnologie care în 62-63 era nouă, era aplicată pentru prima dată în țara noastră cu potaje glisante. Glisarea acestor blocuri s-a desfășurat ca timp de execuție pe perioada a structurii de rezistență, perioada a doia. Blocul acesta s-a glisat iarna. Glisându-se iarna, temperaturile fiind scăzute, când se trezea, umplea cutia, ca să fie mai înțeles tot, când umplea cutia cu beton, noi trăgeam cu niște pompi, cutia cu cofragul în sus, în urmă rămâneau pereți glisați. Fiind rece, când trăgeam cofragul, betonul se lipea, după ce trăgeam cofragul, betonul cădea tot din
din piele, din diafragme. Pe o parte îl turnam cu macaraua, pe altă parte îl scoteam cu basculele și cu ropete și o duceam la râd. Am ajuns la cota finită, am demontat cu flagul, am băgat 150 de oameni, câte 50 de oameni pe fiecare scară, câte un maestru în frunte, și ne-am apucat de spart toate insulele care au mai rămăsese. S-a început plumbarea. Plumbarea s-a făcut așa sub controlul maestrului și sub controlul șefului de lot. Ei, vă dați seama că dacă vei 10 nivele, ca să poată el controla fiecare cavernă de aia cu armată suplimentară, turnată și așa mai departe, era imposibil. Și v-aș ruga să luați, domnule proiectanți, cartea tehnică și să vă uitați în procesele verbale lucrurile ascunse, să vedeți ce s-a întâmplat. Deci, stabilitatea și structura de rezistență a acestui bloc este foarte labilă. Mă refer că, dumneavoastră, probabil că o să... Multe lume nu o să priceapă despre vorba, dar iar am zis că sunt doi domni care îmbrăsă cu mine. Acest loc, deci, după ce că este plombat așa și este făcut, cum este făcut, când a fost terminat, toți locatarii au refuzat să se mute în el. Și atunci ce au zis organii locale? Băi, voi constructorii l-ați făcut, ia-l vostru, vă mutați voi în el. O să muniți voi, bună ziua, treaba voastră. Și după un control recent făcut de mine cu expertul Murariu, vă cunoașteți probabil, care a fost aici găsit. Betonul din B300, din marca B300, a ajuns la B150-175. Agregatele minerale cu care se prepara betonul sunt luate din mal. Nu erau stații de sortare atunci. Deci are un procentaj foarte mare de levigabile. Argil, humus, tot felul de ce vreți. Așa. Stația de beton o aveam în piața actuală. Acolo dozarea se făcea cu cutia și cu vagonetul de beton. Așa. Nea Gheorghe punea el 3-4 lopieli, se lasă, ea pune acolo, lasă, nu mai umple cutia. Deci, din stat, calitatea mărfi, adică calitatea materialelor băgate, este foarte îndoielnică. Deci propuneți consolidarea blocului existent? Nu, aveți răbdare. Aveți răbdare să trebuie. Aveți răbdare, domnul, vă rog, eu v-am ascultat, vă rog să mă ascultați dumneavoastră de mine. Ne respectăm, dacă nu, ca participant, pare un cameseriaș, adică asta fiind colegi de asta, dacă îmi permite să zic așa. Structura de rezistență este foarte labilă. Dacă vreți să convingă cineva, inclusiv dumneavoastră, vă invit la mine acasă, în dormitor, să vedeți că planșeul deja este fisurat. Ne apucăm de blocul pe 6, da? Băgăm piconul ăla care are un diametru de 100 de milimetri și începem să batem. Terasa de acentare are 3 straturi de beton turnate pentru pantă și tot pantă n-are. Așa. Deci este de spart beton acolo, vorba aia, într-o veselie. Dăm jos suprastructura, intrăm la infrastructură. Intrăm la infrastructură, batem în continuare fundațiile Sfântului Grașa, lepite una lângă alta. Vă imaginați ce șocuri dinamice se introduc în structura blocului și care capătă efect de rezonanță, nu? Așa. Ei, și așa blocul este destul de... Dacă doriți să vă asumați răspunderea, dar să vă gândiți la conștiința noastră, să nu ne mormântați vii. Eu am 80 de ani, dar aș vrea poate să mai trăiesc. Și nu aș vrea să veniți la un moment dat cu un colaj și o lumânare și eu să zac sub mormanul din Muruș, dumneavoastră să ziceți Dumnezeu să ierte, iar cei care au dat aprobările, eu zic, bă, stai să vezi, am avut avizul, stai că... Știți că o să faci, mai facem o comisie, mai facem nu știu ce, mai luăm o derăgoare, mai mergem la domnul judecător, îi spune, doamne, mai tu, mai colorată, și așa mai departe. Deci, în concluzie, să nu, vorbesc în numele scării mele, să nu îndrăziți să veniți să ne cereți aportul pentru construcții. Că nu discutăm. Categoric.
ca să știi, treaba ta. Nu să nu vă gândiți. Toate centralele din Piatra Neamț, cu o singură excepție, cea de la C2, când era viceprimar Stoica, care și-a permis și-a ridicat 4 nivele. Singura centrală. Centrala de la Ozana. Un singur nivel peste ea. Toate centralele din oraș, un nivel. Noi ne-am găsit mai comoți și mai deștepți și mai glăzați să facem cu 6 nivele. Aceste 6 nivele ne obturează și aerul, și lumina, și tot. Și dacă pune unul un dulap de pe geamul lui, pe balconul meu, intră și îmi sparge geamurile. Sau eu pun un dulap și îi sparg geamurile când nu-i acasă și mă duc și-i fur. Sau el vine și îmi fură mie. N-avem nicio... Deci nu se respectă nici cele mai elementare norme de construcții, dacă vreți. Se face pur și simplu un abuz. Asta așa că... Am o întrebare la dumneavoastră. Nu sunteți de acord cu niciun fel de construcție? Nu sunteți de acord cu Petru? Nu sunteți de acord cu 6? Ba da. Păi da, ca să fim înțeleși. Da. De-aia am și spus, domnule, toate centralele din oraș au pe plus 1. Deci cu asta sunteți de acord? Da, absolut. Noi ne-am găsit mai grozavi și mai frumoți să facem pe plus 6. Și unde? Lângă un bloc care este la fel din punct de vedere al structurii de existență, al instructorii și așa mai departe. Dar mai pune și problema cu locurile de parcare din zonă. Și așa acolo, acum, noi din zonă, noi din zonă nu avem locuri de parcare. Dar domnul Strugaru are 4. Luate acolo. Vă rog să explicați cum se poate de-a noastră. Deci noi nu avem, eu n-am un parca mașina. Iar el are 4 locuri. Cum se explică treaba asta? Aveți posibilitatea să întrebați cu domnul consilier Psauciu, care face parte din... Deci noi plătim și noi impozite și taxe ca și el și nu avem locuri de parcare. În perspectivă, 6 nivele, câte apartamente sunt? Domnul Aptec, câte apartamente sunt? Sunt 3 apartamente, 18 apartamente. 18 apartamente. Încă 18 locuri de parcare. Minim 18. Minim. Unde sunt cele 18? Unde le facem acele 18 locuri de parcare? Explicați-mi și mie, că eu sunt prost, nu înțeleg. Strică banca aia care stă acolo. Le pune pe bancă. Da. O să facem un parking, cum am făcut eu în Israel, unul cu vreo 2000 de locuri pe nivel. Facem un parking de la așa frumos acolo. Atunci are apare doar. Legislația mișoare la momentul actual. Nici el mai elementare locuri, nu să-ți împun nimic, domnule. Pur și simplu a zis, domnule, hai să facem un proiectant de legislație, mișoare la momentul actual. Când se va sparge fundație, când se vor demola fundații... Nu e obligat, domnule. Când se va demola fundația, care este lângă fundația blocului, se distruge toată structura pământului de sub tarpa blocului și toate introducerile în fundația blocului eforturi suplimentare din șocurile dinamice. Și atunci... Deci, pe cuvânt că poate nu mă cunoașteți mulți din dumneavoastră, sunt de meserie, chiar știu istoria centrului, tatăl meu... Cum vorbiți? Gavrilescu. Gavrilescu, care a fost la Zimnicea, da? Da. Tatăl dumneavoastră nu lucra, dar ăsta e centrul ăsta aici, e făcut de noi, de șantierul Sărinești. Tatăl dumneavoastră a lucrat la trustul local. Da, chiar știu istoria centrului. Da, era cu pantalon scurt, mergea și tata a fost de cea din mână. Spuneați-mi, uite, mamă, mă, da, uite, mă, da, mă, da, mă, da, mă, da, mă, da. Deci, vreau să ne înțelegem foarte bine aici. De asta vreau să v-am rugat la început să vorbim pe rând, să înțelegem, să oricine din exterior vede această ședință să înțeleagă. Nimeni, în momentul ăsta, nu-și dorește să facă ceva contra populației. Deci nu să vrea ceva în detrimentul altcuiva. Vreau să vă spun și eu, nu sunt pricepută nici în legislație, nici în construcție, nici TVD, nici nimic. Și nefiind pricepută, am rugat să mă deștept cât de cât niște specialiști. N-am căutat în Piatra Neamț, că m-am gândit dacă întreb, pot să întreb pe unul care este în conflict cu primăria și deci vorbește de rău, sau unul este cu primăria și vorbește de prea mult bine,
Și atunci m-am adresat de unde am cunoștit, în București și în Sibiu. Și i-am întrebat, explicându-le tot și tot și tot. Arhitecți de meserie, constructori de meserie. Unii sunt chiar și în primăria Sibiului. Celălalt care este arhitectul, este arhitect răscunoscut, lucrează și cu clientul cealaltă. Deci am avut certitudinea când va spune ceva corect. Eu sunt în afară, am altă pregătire. Și mi-au spus că este, nu se poate așa ceva. Ca între peretele meu și peretele de construcție să fie și 75 de centimetri. Una. A doilea trebuie să fie o distanță, pentru că blocul, în primul rând, este bătrân. Ce aud acum, sunt speriat, înseamnă că vă voi căuta să mă mut. Eu n-am știut lucrurile astea, că n-am cumpărat. Și dacă nu veniți încă și cu 6 nivele care nu o să veniți, așa, înseamnă că pe noi ne îngropați. Păi, eu de ce m-am interesat? Pentru că dintr-un motiv foarte simplu. N-am motiv de bani, n-am motiv de nu știu ce, de copii, vreau să mai trăiesc. Eu vreau să mai trăiesc. Că a zis că veți obține aviz de lumină, de căldură. Domnule, una e la șez, una e la munte. Vine soarele și imediat îl vezi că dispare după al munte și ne bucurăm de frumusețea care o avem în jur și pe care cu vă pot felicita treptat, treptat, o stricați de tot. Că ați mai făcut și prostiile la stradă unde totul numai ca oraș civilizat nu pare. Și așa nu mai e industrie, nu mai e nimic, nici turism. Dacă mai faceți toate coșmeliile astea, o să fugă lumea. Și așa suntem într-un colț. Una. Al doilea, cum să nu-ți ia lumină? Dacă soarele abia apare după munte, nu-l vedem de la orizont și până la apus. Noi vedem puțin. Și dacă mai veniți și cu construcția aceasta, putem să ne desenăm, putem să ne desenăm pe ușa din casă. Sau pe pereți, nu? De ce? Deci eu sunt împotrivă nu a construcției, construcția care este pe același nivel, hai până la etajul 1, deci pe pustună, cum spun și colegii, acceptăm, pentru că dumnealui l-a cumpărat, este stăpân și are dreptul să construiască. La rândul nostru avem dreptul să trăim. Să avem lumină, să avem soare, să avem liniște. Vă gândiți, construind și stricând atâta și, și construind cum construim noi românii, de mai mare dragul de felicitare, așa? Înseamnă că stăm cu geamul închise, praf. Eu nu am nimic în ceea ce a făcut împotriva domnului care a făcut proiectul. Lui s-a dat comanda pentru proiect să clădește. Noi asta facem, dar nu se dă comanda unul să facem o poezie, că suntem poeți, nu facem, nu? Pe o temă sau o compunere sau o poveste, nu? Deci el este executat, nu avem treabă. Cel care a comandat, cel care a proiectat, cel care este creierul și cel care vrea să stea. Deci domnul, cum îl cheamă, să nu-i stric și să nu-i luată, așa, înseamnă că el, indiferent, muriți voi ca să trăiesc eu foarte bine. Păi, nu suntem de acord. Pe toți care au întrebat cel puțin vecinii din blocul meu, deși nu spun cuvântul că să fim civilizați. Să mai audă și să mai participe. Deja am trimis nu știu câte adrese, v-am explicat ce putem noi cu capul nostru, așa, nu se pricepe că nu se vrea. Deci dacă vreți să construiți, mulți au zis, ei construiesc, că ce îi țin cont de noi? Nu, trebuie să începe să învățați, să țineți cont și de noi, ăștia, prostii mea, în ale construcției, când ale lante suntem deștepți. Deci, suntem de acord cu să vă construiți, nu suntem împotrivă, dar atât cum au construit și ceilalți. Mai puțin. Nu-l vă lăcomiți. Lăcomia strică omenirea. În primul rând, vrem să trăim și cât mai avem, în general, suntem mai vârstnici acolo. Mai sunt tineri, că unii au murit și le-au luat locul, dar suntem mai vârstnici.
Cred că numai dacă începe să construiești și primele victime, le veți avea de zgomotul și de tot, de praf și de tot geamul de mai închid, nu? Deci cam asta. Dacă îmi permite, vreau să trag niște concluzii, deci înțeleg că sunteți, toată lumea, sunteți de acord cu schimbarea destinației din centrală termică într-o funcțiune agreată, birou, să fie exclus alimentația publică, înălțimea să nu depășească pe plus 1, să nu se umple la fundație, să afecteze structura proprie. Să păstreze structura existentă, să se construiască pe structura existentă. Da, mai bine. E mai sănătos. Hai să ascultăm, mă lea, să ascultăm, mă lea. Nu știu unde. Important este că această centrală, când s-a închis, trebuie un aviz de închidere și să se reabiliteze, să se scoată de acolo tot ce este toxic și periculos, deșeuri, să se igienizeze. Nu arăta ca acum ar fi s-a boschetat din ea. Deci nu s-au făcut niște lucruri corect. Când s-a pus în vânzare, există un drept de preemțiune pentru vecini, pentru locatari din bloc. Presupun, nu știu, nici eu mă pricep, ca și doamna. Dar mă gândesc, a făcut așa, noi ne-am trezit. Eu mă simt și timpă. Locuiesc în orașul ăsta și văd, deci eu mă pune să protecția pentru lumii, poate știu. Deci eu n-am putere decât cu legea în față să o aplic. Dar gândesc așa, domnule, este acest impact vizual. Eu deja sunt obligată, că asta e situația, nu prea s-a făcut pe vremea lui Petru Deș, după proiecte care se făceau atunci, stau ca într-un ghetou. Nu poți să cheam pe nimeni la mine în casă cu rușine, așa, niște puțini dificilituri. Măcar când deschid geamul, văd pietricica. Dacă mai vine și unul cu 6 etaje și mai vine unul cu nu știu ce, este monstruozitatea de la planta fără care a rămas așa bine, o chestie ciudată. Dar arată ca vreba, am luat totul, noi stăm ca într-un ghetou. Iar chestia asta cu aerisirea este foarte importantă. Deci nu e o chestie de neglijat. Este articolul 19 din ordinul nostru, 19 din 2013, care nu este respectat. E clar, cine a făcut studiul, foarte bine, face un astru și demonstrăm că a spus prostii. Da. Eu nu știu ca ideea de făcut un curs pe tot centru. Dar ei tot este să avem niște centrale acolo și vrea să le reabilităm cumva, să le privatizăm, să le pildea, facem un pus pe tot centru și facem ceva unitar, așa, o gândire unitară, nu? Adică un pe... Nu știu, eu sunt foarte nemulțumită, eu chiar vă spun așa, am fac buletin de celor și mă mut la țară, chiar nu mai stau în locul ăsta. Deci îmi vorbesc serios, de săptămâna viitoare, chiar sunt hotărât să simt schimbarea ce nu mai. De asemenea, capacitatea de rețelelor de utilități nu corespunde actualului consum. Dacă când vin consum scurt. De exemplu, noi de la ora 22 sâmbătă seara, apă nu mai avem în centrale. Pentru că consumul este foarte mare, iar rețelele de alimentare au rămas cu aceeași secțiune. Și numărul de consumatori a crescut, să nu exagerez, dar cu 50% minim. Cu 50% minim. Și atunci ce facem? Mai aducem? Păi ce facem? Îi lăsăm să stea în mizerie, să nu se poată spăla omul, să nu se facă și el un minim de condiții de viață, de higienic și așa mai departe. Până la demolare, până la construcție altceva, primăria ar trebui să amendeze pe proprietar, pentru că este un focar de infecție ce este acolo și nu se ia niciun fel de măsuri. Vă tot aduce la cunoștință că conducerea primăriei luna aceasta trimite în ședința de Consiliu Local un proiect de hotărâre prin care vom avea și vom stabili criteriile de evaluare a construcțiilor și terenurilor de pe raza municipiului Piatra Neamț care nu sunt îngrijite și atunci vom trece la dublă, triplă impozitare. Acest lucru se reglementează în ședința de Consiliu Local de pe data de 25. Am văzut, știu această problemă și am discutat-o și am ajuns la partea finală în care
ne trebuiau și trebuie să aprobăm în Consiliul Local aceste criterii de evaluare. Foarte bine. Mulțumesc. Referitor la intenția de obținere a avizului de mediu pentru acest curs, într-adevăr și la Agenția de Mediu, în luna aprilie anul trecut, 2016, a fost depusă o astfel de solicitare sub forma unei prime versiuni, care era în conform scopului pentru care a fost și emis certificatul de urbanism la, în luna februarie 2016. Într-adevăr, după informarea publicului, așa cum cere procedura pe care noi o parcurgem, au fost făcute anunțuri publice. A existat o reacție din partea unor grupuri de cetățeni care locuiesc în blocurile învecinate, de 4, de 6 și a 7, și a 7 cel din spate, cu partea cu două nivele. Și, într-adevăr, legat de scopul pentru care, sau în baza căruia s-a întocmit prima versiune, au existat o serie de aspecte care, pentru noi, au constituit puncte de plecare în a solicita informații suplimentare legat de evaluarea de mediu, legat de necesitatea întocmirii unui raport de mediu, plecând de la acele criterii pe care legislația de mediu le precizează. Titularul a fost notificat de faptul că Agenția de Mediu solicită niște completări care ne-ar fi ajutat și pe noi în lămurirea acestor probleme și în cadrul acestei dezbateri publice constat că sunt cu prisosință ridicate o serie de aspecte. Dar în intervalul de un an de zile de la solicitare, nu au fost aduse aceste completări. Aplicând prevederile unui articol din legislația care reglementează o astfel de situație, am procedat la clasarea solicitării, mai pe înțelesul tuturor, la respingerea acestei solicitări, urmând ca o revenire a intenției titularului de a supune dezbaterea unui astfel de plan urbanistic zonal să fie făcută în baza unei noi solicitări. În cazul în care se continuă cu această intenție, atunci titularul va depune solicitare pe exact propunerea finală care s-a tras în cadrul acestei dezbateri publice. Deci Agenția de Mediu la acest moment și plecând de la scopul inițial care a constituit prima versiune a planului, nu a emis niciun aviz.